seara. Ne mai pupăm. Bună, dragă. Nu ne mai pupăm. E corona asta. Am avut o altercație și voi doi înțeleg că vă mai pupați așa ca prieteni, nu? Pe obraz. În ultimul timp doar pe obraz atât ne-am pupat. Atât? Uneori îi mai fur și un sărut din ăla ca pe vremuri. Fi cinstit. Foarte rar, foarte rar. Doar în curs, doar în curs. Foarte rar. Eu asta vorbeam cu Andrei, că eu nu am putut niciodată să rămân în relații bune cu foștii mei iubiți. Cum reușești tu? Nu ne-am iubit foarte mult, înțelegi de asta. Da, uite. Da. Chiar, cum reușești? Că păi nu ne-am iubit foarte mult. Să mă scuzați puțin că nu prea m-am machiat, dar m-a grăbit fostul. Nu e. Mai pe nature. Dar tu accepti când fosta ta iubită spune că nu prea m-ați iubit? Nu e dureros? Așa nu te lovește în orgoliu? Păi nu știu la ce se referă ea, poate. Nu știu la ce se referă ea că nu ne-am iubit. Odată, la un moment dat, în timp ne-am iubit, dar acum nu mai e iubire. Nu mai e iubire, a rămas o prietenie frumoasă, vă invităm pe canapea acolo să ne povestim așa mai mult. Să descoasem tot ce a fost între voi sau poate... Menținem distanța sau nu facem mai? Eram și noi mai mici atunci. Voi doi nu mențineți distanța, dar cu mine puteți să mențineți. Da, gata, stăm la distanță așa. Nu, vă întrebam că ceva mai fi, pentru că eu una, cred că ciorba regălzită nu mai are, domnule, niciun gust. Da, păi așa, așa e, la noi s-a dat seama cu tocăniță. Tocăniță s-a făcut. Nu mai are nicio treabă, nu mai. La noi nu mai. Acum doar suntem prieteni buni și atât, facem și ai puțin prieteni sau friends with benefit? Ceva de genul. Stai mă puțin, că iau lucrurile. Păi prin asta, păi prin asta. De la trafic. Da, am fost la un ceva la shooting, prin astea ne înțelegem. Da, da, am avut o ședință foto astăzi foarte interesantă și foarte mișto. Ședința foto pentru voi personal pentru sau așa? Pentru niște outfit-uri. Pentru altcineva. Pentru altcineva. Da, da. Aha, foarte tare. Deci iată că pe lângă că ați rămas prieteni și munciți împreună. Da, da, pe asta zic. Doar pentru atât. Business. Pentru business. Dar nu ți este greu când vezi o fată așa de sexy și știi că odată a fost a ta. Și acum nu mai e și ți-a nu scăpat ca așa prin mâini ca peștele. Păi uite, probabil cu prietenia asta nu am trecut mult mai ușor prin prietenia asta. Am înțeles. Dacă probabil nu ne mai vedeam deloc, poate era oricum ceva ne vedem mai foarte greu. Rar și asta ne ajută. Nu mai avem nicio treabă. Dar se mai poate lega ceva? Niciodată. Nu. Ce de ce ești așa categoric? Ce sunteți, mă, categorici așa? Ce, nu, pentru de ce că este mai bine ca și prieteni, uite. Da. Nu mai ne certăm. Am ajuns la concluzia că mai bine ne stă prieteni și ne înțelegem mai bine așa. Dar uite, vreau să vă întreb un lucru. Ce n-a fost bine atunci când ați fost împreună? Da, am greșit eu. Am greșit eu. Un concurent din emisiunea aia care a fost și eu nu mai vorbesc. Eu am aflat că vorbește cu el. Eu am aflat că vorbește cu multe grecoaice de acolo și s-a despărțit nebunia. Păi și ce vrei să facă? Să stea omul legat la gură? Dar lasă-mă, am greșit amândoi. Ați greșit amândoi? Uite, da. Vezi, acum și acum îi pare rău. Dar cine a greșit primul? Eu. Păi, cred că ea. Eu, dar eu măcar recunosc, sunt sinceră. Da? Da. Da, stai puțin, nu ai putut să ierți ceea ce a făcut? Sau impardonabil? Nici n-am vrut. Da? Serios? Da. Nu am putut să trec peste pentru că s-a pupat cu el acolo în timpul emisiunii. Asta vreau să văd concret ce s-a întâmplat. Am fost și fata ispitită. Da. Filmam aceeași emisiune paralel cu greci, înțelegi? Și eu m-am îndrăgostit de un grec de acolo. Și a venit la noi în gală, se făcea o gală la sfârșitul săptămânii, înțelegi? Da. Și a coborât frumușel scările, mi-a picat mie fața, el a văzut, eu l-am văzut și m-a invitat în camera roșie și acolo ne-am pupat. Și normal că ne-a despărțit, era logic, și eu dacă eram în locul lui, la revedere. Bine, pe de altă parte, nu poți să uiți ce ai spus la început când ai intrat în platou, că nici nu a fost mare iubire între voi. Cred că dacă era iubirea aia, iubire, eu cred că trecea peste absolut orice să văd. Păi nu avea cum, că nu. Și da, dacă era mare iubire, nu greșeam eu, probabil. N-avea cum să fie nici mare iubire, pentru că au fost 2-3 luni. N-avea cum, ce iubire poate să fie? În 2-3 luni abia foarte puțin cunoști, nu? E, da, uite, vezi, mai știi? Dar în momentul ăsta, între voi doi... Uite-l pandu. Voi aveți relații? Fiecare între voi individual? Separate. Eu separate, asta spun. Da, cu un băiat de vreo 3 luni de zile. Deci tu ești într-o relație? Da, și îmi place tare mult de el. Deci nu mai ești cu Alex Turcu? Nu, doamne. Doamne, cu cine? Nu, doamne, și acolo, doamne, acolo, doamne, ce înseamnă asta? Ne-am despărțit de vreo 4 luni și ceva, mai bine de 4 luni, nu mai. Dar de ce ai spus, doamne, ai rămas cu un gust amar? Da, nici măcar nu mai vorbim, ce crezi? Tu care erai expertă în a rămâne prietenă cu foștii? El este un băiat foarte rău și prefer să nu. Păi îți spun eu de ce nu mai vorbești cu el, pentru că probabil pe el a iubit foarte mult. Foarte mult. M-a cerut și de soție. Oh. De asta a și plecat. Păi, dar spune-mi, nu e gelos de faptul că tu umbli împreună? Uite, iubitul tău. No. Vede păi, că n-avem ce prea la emisiune, pozați împreună. Suntem doar păi, da, mi-a dat blog la Instagram, cred că a fost gelos, că mi-a dat blog. Asta zic. Turcu se referă, nu cel actual. Nu, actual a fost gelos și l-a blocat pe Andy.
Și astăzi am vrut să ne facem și noi vreo 10-20 de story și n-am mai reușit pentru că încă este pe acolo pe undeva. Din cauza lui. Dar nu am reușit să ne deblocăm. Da. Aha. Da, cine este noul tău iubit? E din zona asta showbiz-ului? Nu e artist, este. E nu model, este. E cântăreț, e... Este un om foarte simplu și el preferă să nu apară, știi? Și e mai bine așa. Se simte ce înseamnă foarte simplu, că nu-i place să apară. Că da, nu-i place că deloc să apară, exact. Nu-i place deloc să apară, nu vrea el să... Și o să înceapă o susținătoare, foștii noștri susținători la puterea dragostei, să vorbească urât, să mai departe și prefer să-l țin puțin departe de lumea aceasta. Da, de la acea emisiune, exact, să nu exact, mai exact. Te rog. Are bani iubitul tău? E, ar. Păi, ce este om de afaceri, ca ai spus okay. Mai așa. Are bani, are de toate, are tot ce trebuie, ia uite-o. Ce înseamnă are de toate? Vreau să știu, are casă, are masă, are mașină. Deci, ia cred este că pune mai mult preț pe fizic, nu, Roxana? Nu, Roxana. Când era mai mică pune mai mult preț, acum, mine, acum am maturizat. Deci este un om foarte ok, foarte sensibil, foarte iubitor. Și preferă să stea în treaba lui și să nu vină niciodată pe la emisiuni, pentru că nu-i plac emisiunile. Bine, dar spune-mi cum e fizică, pe mine asta mă interesează. Are 1,85 m, ochi albaștri și brunet. Și are deci buzele mari. Se aruncă așa în... ăsta e tiparul tău. Da. Pentru că văd că toți foștii ochi albaștri ia, sunt ia, brunet. Ia, uite-te puțin. Ia-i vezi, Bogdan Mocanu la fel. Iar are căprui cu tot de acolo. Da, vezi căprui cu iz de albastru, cu iz de verde, e tot cam același da, lucru. În aceeași la zonă. Corp e la fel sculptat? Da, bine. A, bine, da? Da, da. Bine. Ți-am zis că pune preț pe fizică. Și spuneai că este un tip sensibil. În ce sens e sensibil? Adică îți scrie scrisori de dragoste? Este mult mai romantic, mai atent, mai înțelegi, mai tandru. A, deci tu simțeai nevoie de romantism, nu? Foarte mult, da. Și mai multă afecțiune, pentru că ceilalți au fost puțin cam reci. Au fost reci. Tu cum ai fost? Altul era deloc romantic. Tu ai fost cald așa cu ei? Nu. Nici tu n-ai fost. Și am fost mai rece, recunosc. Vezi, asta e, până la urmă ce semănă mai aia culegem. Da. Adevărat. Roșii castrați. Și ai înțeles ceva din relațiile pe care le-ai pierdut? Și da, și mi-am învățat din greșelile pe care le-am făcut și nu mai le repet. Și am încercat să fiu puțin mai temperată. Pentru că m-a citat foarte repede și mă certam cam des cu ei și cam strica chestia asta, înțelege care relația este, mea. Care este lucrul pe care le greșești mai mult din relațiile trecute? Ce anume ai schimbat? Am schimbat deja faptul că nu am mai înșelat de foarte mult timp pe cineva. Deci pentru tu aveai obiceiul să înșeli în relație? Da, pentru că era mai mic, era mai copilă și făceam greșeala aceasta și mi-am remediat-o. Pe Andy l-ai înșelat? Da. Hai că pe zis, Bogdan Mocanu l-ai înșelat? Tu l-ai înșelat? M-am pupat cu Andy în club. Te-ai pupat și a continuat seara, bănuiesc. Noi eram într-un club. Nu, am continuat, doar ne-am pupat atunci. Era da. Înșelat, înțeleg un pic mai mult. Așa, no, un pupic, no, îl trecem, no, 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 doar un pupic. Nu, la mine și asta înseamnă înșelat. Doar da? Un pupic în club și cam asta a fost. Pe Alex Turcu l-ai înșelat? Nu, și nici nu vreau. Nu, la Alex Turcu chiar a ținut. N-am vrut în trecut. Am văzut. Uite, și eu, am luat și el, o parte, vezi, adică eram prieten la un moment dat. Da, și el. Dar de ce crezi că ai simțit nevoie așa să înșeli de-a lungul timpului? Că ai băi, spus nu, că asta era a fost una din greșelile tale. Era foarte mică, ce-am zis, era foarte mică și ce dare pe tentații. Și dacă plăcea mult un băiat, deci am pus-o la munte, deci zic, hai să vedem. Da, și da. Sărutam, nu mai, mi-am învățat din greșeli și nu mai le repet, înțelegi? Și chiar mă bucur că nu mai repet greșeli. Dar îți pare rău după cineva în mod special? Nu. Regreți o anumită relație pe care ai no. avut-o? Nu. Sincer, nu. Chiar. Nici de Andy, măi, e aici de față, spune ceva cu el. Măcar așa de complezență. Bine ca și prieten cu el. Chiar vezi, dacă văd că mă înțeleg mai bine ca și prieten cu el, de ce să-mi pare rău? Nu. Că decât să stau într-o relație tău, să ne certăm, să ne... Nu. Stați puțin, eu una, am și eu prietenii băieți, dar eu una, cred că într-o fată și un băiat, nu poate să existe acea prietenie dacă adevărată. Nu există foarte multă atracție între ei. Dacă da, nu există, înțeleg. Așa trec și eu. Cum reziști să stai totuși la o masă cu Roxana? Să știi că ți-a fost iubită și acum am mai rămas cu buza umflată, ești doar un bun prieten. Păi e mai bine așa. Mai bine așa decât să suferim, ne să ne certăm. Mai mult, așa ne respectăm, dar ne vedem foarte rar. Dacă ne vedeam mai des, îți dai seama că nu puteam să fim doar prieteni. Ne vedem foarte rar și aia e. Da, eu mă întreb acum ce-o fi în sufletul iubitului tău, care probabil se uită și la televizor, că avea și el un televizor în casă. Da. Și ce-o zice? Ia uite-o pe nu are iubita mea, că distanța la televizor. Nu are, distanța... Oamenii de afaceri nu prea se uită la televizor. Aia, dar bine, dacă știu că e acolo, se uită. Distanța este corespunzătoare. Stați puțin, dar poate nu se uită pentru că poate e străin și poate nu este în România. Nu, nu e străin, dar oricum nu contează cine este, contează că mă iubește. Sau poate e gelos, sau poate nu poate omul să te vadă alături de Andy. Ba, nu are nicio treabă, că nu are el rival. Nu are rival, da, foarte mult, dar și eu în el.
Și de asta nu se mai întâmple niciodată greșelile respective. Dar ai auzit chestia asta că dacă omul nu e gelos, nu iubește atât de tare? Cum adică să nu fie gelos absolut deloc? Adică este totuși gelos, dar poate nu arată, poate nu vrea să arate deocamdată. Înțelegi? Dar tu ești geloasă? Foarte și sunt chiar posesivă. Mm. Da. Cel mai mare defect. Dacă Turcu te-a cerut în căsătorie, poate te cere și iubitul tău. Ia uzi. O să mă cer, la momentul potrivit. Da, la momentul potrivit mă va cere, îți dai seama. Ai ochit inelul? Diamant, ceva? Nu, nu mă uit deocamdată, mai avem puțin de trecută câteva obstacole și apoi mă voi gândi, probabil. Am înțeles. Dar n-ai așa în cap? Pentru cine vine primul care se califică? Nu, pentru că am fost urtă de două ori și deja nu mai știu ce model să-mi aleg. A treia oară e cu noroc, nu? A treia oară rămâne în definitiv. Da. Ce mai ziceam? Doamne ajută. Am înțeles. Luăm o scurtă pauză. După pauză aș vrea să-mi spuneți de cum ai apărut lângă Anda Adam, pentru că e foarte important, apar în pozele cu Anda Adam. Și, dar asta o să discutăm foarte apropiați unul de celălalt. Roxana Buzăiu și Andy Adetu. Da. Roxana, da. Totuși, dintre toți foștii tăi și viitorii și actuale și ce o mai fi, cum o mai fi, că ești foarte tânără și frumoasă, da. Pe Alex Turcu nu prea l-ai la suflet așa. Da. Cu el de ce n-ai luat? Ceva s-a întâmplat. Știi, am început să ne certăm foarte urât și de asta nu ne mai ține legătura. Înțelegi? Cum adică v-ați despărțit urât? Cum? Da, am început să ne certăm foarte urât din anumite chestii și n-am mai ținut absolut deloc legătura. Cu ei încă vorbim ca și amici. De asta mă înțeleg ok cu ei, pentru că ține legătura, înțelegi? Nu ne-am certat. Dar cu Alex? Cu dânsul nu mai ține legătura, nu. Dar ce ai făcut așa de rău de v-ați despărțit? Nu, contează, ne-am certat de anumite motive amândoi și am decis de comun acord să ne despărțim. De comun acord, deci n-a fost unul care a zis? Nu, e mai ok așa pentru amândoi. Dar dacă te-ar suna acum și te-ar lua frumos și și-ar cere scuze, poate știe el cu ce a greșit, l-a ierta? Ai revenit la sentimente mai bune? Nu, niciodată. Nu aș mai vrea. Nu, e clar, Alex Turcu s-a făcut ceva rău. Dacă te rămâna la un super șocaj pe coadă, nu prea mai crede de facere. Trebuie să facem o listă cu foștii, deci fii atent. De Bogdan știm, da? De Andy știm? Da. Doi. Alex, știm de Alex? Da. Știm de Alex? Și ultimul nu știi, n-o să știți. Și după? Și după... Hai să facem o listă de 8 măcar. Un tip no name? Este iubitul meu secret, cum am spus și pe Instagram. Dar există sau e doar așa normal o parte? Normal că există! Sau e așa doar o... Nu, există, da, am o întrebare, există. Știi că băieții ăștia îi ții acolo un pic la secret, dar după aia când devine treaba serioasă încep să se enerveze. Măi, el nu s-ar cred, putea că lui îi place, lui îi place din umbră, așa e, vultur, el e din umbră. Vezi că Andy e de acord cu mine. Andy nu știu. Și Andy e problema lui. El e mai în umbră, înțelegi, nu vrea să apară și e mai ok așa. Să nu apară. Am făcut un pact, poate, sau înțeles poate cumva. Poate la un moment dat va vrea și el, înțelegi? Auzi și tu așa în umbră pentru că încă nu ești sigură și vrei să-l mai testezi. Acesta poate să fie și un motiv. Da, nu zic rău, nu? Motiv. Nu zic rău. Pentru că consider că ai greșit un pic, că ți-ai afișat relațiile. Prea repede, da. Ți-ai afișat prea repede și n-am fost foarte sigură în relația respectivă și poate am greșit. Și așa prefer să țin puțin umbră, iar în momentul în care sunt foarte decisă și e totul ok între noi, probabil o să apărăm împreună. E dar mai ok așa. Sau, la ce test îl supui? Sau cum ar trebui el să te convingă definitiv, Roxana? Trebuie să prindem foarte multă încredere unul celălalt ca să facem pasul acesta, înțelegi? Pentru că deocamdată în 3 luni, sunt 3-4 luni, nu am încredere adică în totalitate. Credere de genul să lași telefonul fără parolă în fața lui. și asta, da. N-ai să vezi. Și asta, dar n-ai să vezi. Cred că de-abia aștept să le pună la putitură. Eu cred că de-abia aștept să vorbiți și despre domnul Andy cu iubitele lui. Acum îmi iau un propriu de Andy. Da, pentru că înainte de pauză l-am întrebat pe Andy dacă... ce e cu acele poze cu Anda Adam? Da. Niște poze mai deosebite așa. Da, cu Anda ne-am întâlnit la un shooting foarte frumos și acolo ne-am cunoscut. Da, e o fată foarte ok, cu simțul umorului foarte bine dezvoltat și ne-am înțeles foarte bine. De acolo ne-am împrietenit. Și ați rămas într-o relație de prietenie frumoasă? Da, ne-am mai găsit și pe la sală. Da, Dar nu e nimic între noi sau ceva de genul. Tu ai o iubită în acest moment? Nu știu ce să zic, la mine e mai complicat. E într-o relație complicată. Adică de ce e complicată? Păi... Ea e într-o altă relație, de-aia e complicată? Nu. Yeah. Nu știu. E cunoscută? Nu e. Ești în mai multe relații, asta vrei să spui, nu? nici așa, nu. Da, o întrebare, în afară de Roxana, ai mai avut iubite celebre? Îți dai
Nu. Mm. Iubite, ai stat destul de mult să te gândești. Da, păi nu, mai n-am mai avut. Nu știi dacă e celebră sau nu. Da, 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 da. Da, iubita ta asta în care ești tu, cu care ești tu acum într-o relație complicată, ce părere are de faptul că ești pe canapea în această seară cu fosta? Știi? Sau de-aia e complicată pentru că ești cu ea aici? Nu. Complică Roxana. Da, nu, nu complică Roxana. Da. Ea înțelege, mă înțelege. Suntem doar prieteni acum, știe că am fost cândva. Îți dai seama, nu prea se uită cu ochi buni aici, mai ales că te pufată. Ne vede pe aceeași canapea, da, ai. Vă și știți? Vă știți, Roxana, vă știți? O știi pe iubita lui? A, de ce clar n-are? Roxana a recunoscut ceva mai devreme că ea și-a înșelat o parte din partener. Eram și mai mică, da. Ne reîntoarcem la lista aia că n-ai completat-o. Tu ți-ai înșelat iubitele sau fostele iubite? Ia să vedem. Eram să zic că e normal. Nu știu, da. nu mă bag. Da, mi-am înșelat, da. Da. Acum, mult timp. Dar când erai mai tânăr. Mai mic. Când eram mai tânăr, tânăr sunt și acum. Acum o săptămână. Da. Nu, am înșelat și eu. Să tot fie două luni. Depinde și de ce s-a întâmplat în relație sau de ce era la momentul, respectiv în relație. De asta, nu înșeală nimeni. Pentru că dacă nu te-a făcut să te simți cum trebuie, nu? Nu înșeală nimeni, aiurea, sau că probabil îți lipsește ceva ca să înșeli. Nu ai cum să înșeli așa. Te plictisești. Dar ce reprezintă tatuajul de pe antebraț? Acesta? Nu, acela, scrisul. A, ăsta e primul meu tatuaj. My mother is my angel. Da, ăsta e primul meu tatuaj. Da, sunt mai multe pe aici. Dar ce... Poți să te dezbrac un pic? Aici? Hai să ne ridicăm puțin. Aici, hai, acum? Hai să ne ridicăm puțin. Dar nu mai sunt așa, Toni, fiat. Hai, lasă că... Da, pe aici n-am tatuaje. Da. Dacă vrei, nu pe unde mai ești? Pe mâini, pe mâini. Atât? Da, da. Deci nu-mi permiți. Dar pe brațe, deci brațele până sus. Da, ia, da, hai, da, da. Hai, dezbrăcarea. Poți să dai tricou jos direct? Hai, dă tricou! Păi nu, că nu sunt ok acum. E, nu ești. Dacă vrei, dar doar... Nu s-a pompat azi. Uite, ai un chip de fată sus pe umăr. Ochii albaștri. Este cineva din viața ta? Roxana i-a revers. Aici e o fată, dar nu și mai văd același ochi albastru, Andrei, aici pe mâna dreaptă, clar că această femeie te-a dat peste cap. Da, ochii albaștri mă dau peste cap. Ai mei albaștri. Ia, ai cumva fostele iubite, dar toate pe brațe? Nu, aici mi-a plăcut mie modelul, gen plângea o fată la momentul acela după mine și am oferit un trandafir. Această fată plânge și pe mână. A plâns după tine fata. Altă fată care plânge. Da. Deci ai cam făcut fetele să sufere după tine. Bine, cam plângăcioase fetele astea în viața ta. Da. Ia stai că... mai văd aici un leu sau ce? Un tigru? Da. Așa și soldatul... Păi leu sau tigru, hotărăște-te că nu... Leu, animal feroce. Mai am unul pe picior. Mai am unul pe picior, un Aquaman, să-l vedeți și pe ăsta. Pe... Ia, are toată grădina zoologică pe dreptul. Ia să vedem. O altă fată, uite, văd și eu aici. Da, mă rog, discordiei. Deci, pe piept nu ai niciun tatuaj? Nu. Nici pe spate? Nu am un scris pe spate. Hai să-l văd, Andy. Hai, nu-i problemă. Nu știu ce e cu Natalia în seara asta, dar... Păi, invers. Profișa de invers, fapt, așa, e ok? Born to... Stai că nu văd. Stai o secundă, Andy. Da? Born to lose... Mă simt la analize. Live to... Bine. Născut să pierd, trăiesc ca să câștig. Foarte, foarte bine. Bun. Da. Tare. Ce să zic? Sper că iubita ta nu e geloasă că am atentat. Era să te vezi pe acasă, pe Instagram, să verifici Instagram-ul. Ia un loc, Andy. Și hai să ne așezăm amândoi, perfect. Da. Mă reîntorc la lista Roxanei. Da. Am rămas nesatisfăcută. Lista e cam scurtă. Măi, Roxana. Este. Trebuie să o pușa pe Roxana un pic. Stai puțin, că poți să te vezi mai târziu cu buzele, adică... Roxana, hai fă așa un top al celor mai mișto bărbați pe care i-ai avut. Care te-au dat peste cap. Din un trecut, top 5, da. Un top 6, 8, 10, cât vrei tu. Hai să punem doar din emisiune. Deci, începem cu locul 3. Hai să facem o listă. Locul 3. Hai să pornim de la 5. De la 5? Hai mă, 5, că se simt prost restul. Pă pune 3, doar ce mai. Hai 5. Locul 5. Chiar dacă fizic sau vrei, cât am iubit, cât am... Tot ce vrei tu, din toate punctele de vedere. Ca și fizic, zic eu. Locul 5, Turcu. Mamă, l-ai trecut pe ultimul loc. Care l-ai iubit? Care Turcu? Nu te mai bagă aici. Turcu ăla de la înșelat pe Ali? Alex Turcu. Nu. Alex Turcu. Așa. Așa. Locul 4. Cine să mai fie? Alexandru, Grecu, că nu mai... Atunci, pe moment a fost, dar nu... Grecu, nu? Mamă, deci Turcu pe 5 l-ai ultimul trecut. Loc, da. Bun. Ultimul loc în clasament. Deci, 4 Grecu, da? Da, 3. 3, 3! 3... Hai, fără rușine, asta e, ce 3. Vrei? Nu mai e 3. E topul tău. Nu, e el mai...
Sus. Mama, e 7, 8, e seara ta, Andy. 3 nu-l mai știi, mulți zice repede pe 2 și 1, dacă vrei. A, nu, nu, zi 3, 3 e important. Roxana, ai podium. Dar nu ai fost. Roxana, ai podium. Nu e podium, cu cine ai mai fost tu? Cu bronzul, e bronzul. Iancu, Iancu, stai un pic, stai un pic. Actualul pe ce loc e? Pe 1, auzi. A, e pe 1? Și da, rămâne 2 Andy și 3. Păi și 3? 2 Andy? 2 Andy și iubitul meu 1. Și 3? Iancu. Eu sunt 2 Andy. Bogdan, Bogdan Mocanu unde? Iancu Ster, da? Bogdan Mocanu? Nu mai, nu mai. 6. Nu mai. E... Lasă și pe el pe 6. Nu mai. Ai măi, lasă-mi 6 Mocane, dau 6. 6, da, la Mocanu ai nevoie. Da, pe ce, pe ce fond ai făcut acest clasament? Fizic mai sau mult fizic, sentimental? Sincer. Nu, mai mult fizic. Mai dar mult fizică și Mocanu. Deci înseamnă bun, că iubitul tău să vină decât fizic. Fizicul da, ca fizicul, dar sentimentele unde sunt? Sentimentele pe primul loc va fi pentru fostul meu, Turcu, pentru că nu punem actualul, nu are nicio treabă. Nu este încă iubirea, deci, nu cel mai este tare pe partea sentimentală a fost Alex Turcu? Da, exact. Am iar senzația pe partea că fizică, fost. Senzația că nu s-au terminat lucrurile cu Alex Turcu și că încă îl iubești. Bă, nu-l mai iubesc, știi, dar ne-a certat foarte rău și m-a durut chestia asta, înțelegi? Dar nu vreau să intru în detalii. Păi nu intrăm în detalii, dar ne-ai intrat, ce să, ai... Deci, vedeți, nu contează doar fizicul, l-a pus pe 6 fizic, dar în inima... Dar să știi că detaliile fac diferența, de-aia intrăm în ele. Chiar uite, deși toate fetele zic că vor, își doresc dragoste, dragoste, până la urmă vezi că tot fizicul e baza. Te-ai pus pe ăștia cu fizicul în față. Da, mă, i-a pus, dar pe lângă fizic trebuie să mai ai ceva, știi? De asta l-am pus pe Turcu pe primul loc. Ca și sentimente, ca și iubire și așa mai departe. L-am iubit foarte mult. Dar n-am despărțit urât și acum este mai ok să fim la distanță. Dar există vreo șansă să vă mai împăcați vreodată? Nu, m-a întrebat și ea, nu. Chiar nu. Ne-a certat foarte urât și nu. Da, pe cât de veselă ești când vine vorba de el, nu, Andrei, se distanță pe loc. Ok, da, frumoși, devin triști. Da, ne-a certat foarte urât și prefer să rămân acolo în trecut, chiar dacă l-am iubit foarte mult. Da, nu vrem să te implicăm în această este seară. Este măcinată de relația asta, da, eu te văd. Sunt. Și ce mai zice, ce mai face? Ce mai zice? Alex, ce mai și de? A intrat în forță și ce mai zice noi, dar ce mai zice actualul când aude că l-ai iubit așa de mult pe Alex? Pentru că el știe pe cine am iubit foarte mult, el știe de fostul meu și nu-l deranjează, pentru că este normal să iubești în trecut. Da, am încercat să trec peste, mă ajută și să trec peste. Este foarte înțelegător și de asta l-apreciez foarte mult. Foarte frumos. Da. Noi, ce să zicem, vă mulțumim pentru această seară.